Nimic altfel, sau totul diferit. Disciplina, dezvoltare personală. O resursă pentru clasa a doua. A fost odată ca niciodată, într-o sâmbătă dimineață. Bun găsit, dragi copii! Astăzi vă invit să o cunoașteți pe Maria! Este sâmbătă! Mama și Maria pregătesc clătite în casa nouă. Abia s-au mutat în oraș. Pe Maria o așteaptă începând de luni. O școală nouă cu colegi necunoscuți. Maria, luni e prima ta zi de școală, zise mama entuziasmată. Mama, eu nu prea vreau să merg, răspunde Maria preocupată. Am crezut că vei fi bucuroasă. E o școală frumoasă, îți poți face mulți prieteni. Mama, eu sunt atât de diferită, toți o să se uite ciudat la mine. Mama îi explică Mariei că toți suntem diferiți. Ea e Maria și chiar dacă multe persoane poartă acest prenume, ea e unică, diferită de oricare alta. Doar că Maria nu vroia să fie diferită. Vroia să arate la fel ca ceilalți. Vroia să se asemene cu ei, să nu se deosebească. Eu am părut ca un morcov, Vorbesc cu un accent ciudat și nici nu citesc încă foarte cursiv. Tu cum te-ai simțit în prima zi într-un loc nou? A fost cineva care te-a sprijinit să-ți depășești emoțiile? Care sunt aspectele prin care se prezintă Maria? Tu te-ai simțit vreodată diferit sau diferită? Încearcă să-ți amintești în ce situație. Acasă, când o ajuți pe mama să facă salată, la școală, la una dintre materii, pe terenul de sport sau în vacanță, la plajă. Vino, Maria, vreau să ne jucăm un joc. De fapt, vom face o călătorie într-un loc imaginar, nimic altfel. Mama, ce fel de loc este acesta? Imaginează-ți un loc unde ființele au aceeași înfățișare. Nu există fete sau băieți, ca pe pământ. Toți fac aceleași lucruri, se hrănesc cu aceleași alimente, care le plac tuturor. Hm, – Cum poate fi totul la fel, întotdeauna? – se gândi Maria. Mama parcă i-ar fi ghicit gândurile. – Da, ei se joacă același joc, se îmbracă la fel și reacționează identic, atunci când plouă sau atunci când apar tu. Maria. Am putea să vizităm acum și locul numit totul diferit. Mama, adică nimic nu este la fel? Parcă ar fi o altă planetă. Auzi, totul diferit, se gândi Maria. Mama continuă. Da, un loc cu forme diferite de relief, cu ființe care nu seamănă una cu alta, astfel că nu vei ști ce vei întâlni în momentul următor. Maria se gândi că un asemenea loc ar putea să o sperie puțin, dar măcar nu ar leșina de plictiseală. Tu cum te-ai simți în locul numit nimic altfel, dar la totul diferit? În care dintre cele două locuri ai putea să petreci o vacanță de zece zile? De ce? Maria, cum crezi că te-ai simțit dacă toate persoanele ar fi la fel ca pe planeta nimic altfel? Nu cred că ar fi amuzant. Nu mi-aș putea recunoaște prietenii. Cred că m-aș plictisi una, două, jucând același joc. Mama continuă să întrebe. Dar pe planeta totul diferit, cum te-ai simți? Așa cum fiecare e diferit și tu ești diferită, De ce mi-a spus mama povestea aceasta? Se întrebă Maria. Poate pentru că locul numit totul diferit seamănă cu școala mea? Maria, în fiecare loc unde mergem, găsim lucruri care se aseamănă cu ceea ce știm, așa cum găsim și lucruri diferite. Cred că am înțeles ce a vrut mama să spună. Mama, cred că am înțeles. Și la școala mea nouă voi descoperi că mă asemăn cu unii colegi și mă deosebesc de alții. Ultima întrebare a mamei a fost, ce zici, ești pregătită să mergi luni la școală? Ce credeți că a răspuns Maria? Ce asemănări și deosebiri ar putea descoperi Maria între ea și ceilalți colegi Realizează o listă cu aspecte prin care tu te asemeni sau te deosebești de colegii tăi sau de colegele tale. După ce ai finalizat lista, compară răspunsurile tale cu tabelul de pe slide-ul următor. Scrie pe caiet numele colegilor cu care te asemeni. Scrie apoi numele unor colegi de care te deosebești, urmărind fiecare aspect: gen, vârstă, însușiri fizice, culoarea ochilor, culoarea părului, înălțimea, greutatea, lungimea tălpii piciorului, sunetul vocii. Calități, jocuri preferate, muzică preferată, sporturi practicate, discipline sau materii preferate și povești sau cărți preferate. Astăzi ai aflat și mai multe lucruri despre Maria, dar mai ales despre tine și despre colegii tăi. Așa cum știi deja, fiecare dintre voi este special printr-o serie de caracteristici personale. Nu-ți fie teamă să fii diferit.